Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem în Aparaviru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Florin Păslaru, vicepreședinte al Partidului Social Democrat și consilier al președintelui Camerei Deputaților. Bine ați revenit alături de noi, domnule Păslaru. Română, bună seara. Avem în sfârșit miniștrii la dezvoltare și la transporturi. Haideți să vedem ce știm despre domnul Răzvan Cuc și despre domnul Daniel Suciu. Da, avem, era normal să se întâmple lucrul ăsta de mult mai mult timp. Eu nu știu de ce ne batem cuie în talpe, fie că sunt anumiți parlamentari care își fac probleme singuri, fie că, aș vrea să mă refer direct la președintele Iohannis. Nu înțeleg de ce a făcut amânarea asta, pentru că era de la sine înțeles că trebuie să pui niște miniștri la două ministere extrem de importante, România la ora actuală. Sunt absolut convinsă că înțelegeți, de fapt, de ce a făcut domnul președinte ca lucrurile să întârzie până într-atât. Vedeți, eu întotdeauna am fost și la dumneavoastră și pe alte posturi de televiziune, fie locale, fie centrale, în presa scrisă, am fost un om cât se poate de echilibrat. Dacă puneți întrebări de genul ăsta, sigur că puțin așa mă răiesc și spun că domnul președinte este în campanie electorală, că domnul președinte Iohannis vrea ca PSD-ul să aibă un guvern slab, pentru că vrei sau nu vrei să recunoști guvernul ăsta al PSD-ului, fie că a fost Grindeanu, fie că a fost Tudose, actual Dăncilă, a performat. Și face lucruri bune pentru cetățeni. Nu pot. Cineva spunea, băi, dar ne-ai spus de fiecare dată că ați mărit salariile și pensii. Păi dacă ăsta e adevărul, ce vreți să spun, că s-au scăzut? Nu! S-au scăzut pe vremea lui Băsescu. Pensiile au scăzut pe vremea lui Băsescu. Taxele au crescut pe vremea lui Băsescu. În vremea guvernelor PSD, taxele au scăzut. Salariile au crescut. Pensiile au crescut. În momentul în care, din punctul nostru de vedere, noi am venit cu doi miniștri foarte buni, ce poți să-i reproșezi lui Olguța Vasilescu? A făcut performanță la Ministerul Muncii. Este ministerul care are, într-un procent, în cel mai mare procent, vreo 97% din programul de guvernare deja realizat. Sigur că n-ai vrut-o acolo. Poți să interpretezi lucrul ăsta. Da, doamna Olguța Vasilescu a fost acuzată de faptul că nu are expertiză, iar acum unul dintre miniștri nu se poate lăuda cu niciun fel de expertiză. Nu, sunteți rea, nu știu de ce am început emisiunea în tonul ăsta, dar vreau să vă spun că... remarc niște lucruri cât se poate păi de vizibile. Deci vorbim, vedeți noastră, Partidul Social Democrat a demonstrat-o că întotdeauna a avut oameni buni, oameni de valoare. Fie că se spunea orice despre, poți să spui orice despre PSD, dar nu că nu are rezervă de cadre sau oameni de valoare. Eu exact ce spuneți dumneavoastră. Doamna Olguța Vasilescu a fost primar al Craiovei. Doamna Olguța Vasilescu a avut un portofoliu pe care l-a dus la bun sfârșit cu brio. Doamna Olguța Vasilescu a fost implicată cât se poate de activ în elaborarea legilor. Deci o greșeală a președintelui Iohannis că nu a pus-o. Sau răutate din partea domniei sale. E inexplicabil. Nu vrea, nu, păi e foarte explicabil. Nu vrea ca Partidul Social Democrat să performeze. Vin alegerile la anul ăsta, în decembrie, domnia sa candidează pentru un nou mandat, domnul Klaus Iohannis. Sigur că face orice să iasă în față. Sigur că, dacă vreți, pe domnia sa, pe dânsul, ar interesa foarte mult ca noi să-l suspendăm. Dar nu vom face lucrul ăsta. Adică el vrea să întâmple ceea ce s-a întâmplat cu Băsescu, când era pe foraj din punct de vedere al sondajelor, și noi l-am reinventat făcând acea greșeală când l-am suspendat. Bun, să revenim la miniștri. Deci n-am vrut miniștri buni. Bun. Nu ai vrut-o pe Olguța Vasilescu. Noi nimic, al Olguța Vasilescu îi găsim loc în altă parte. Partidul Social Democrat e la guvernare și vorba celor din opoziție, sunt posturi în care să ne așezăm oamenii. Ce-i nominalizați acum? S-a încercat și discreditarea lui Mircea Drăghici. Mă scuzați că vă întrerup. Nu s-a încercat, dar se încearcă și acum. Da. Se încearcă și acum. Hai să începem cu, sau să vorbim și de Mircea Drăghici. Noi l-am propus acum pentru președinte la Autoritatea Electorală Permanentă. Nu este niciun secret, s-a vorbit foarte mult pe holurile Parlamentului. Prima propunere a PSD-ului am fost eu pentru Autoritatea Electorală. Eu am mers în cabinet la președinte și am spus, domn președinte, mulțumesc mult, apreciez, dar cred că e mai bun Mircea Drăghici, pentru că el e cel care a făcut legea, este inițiatorul legii de funcționare și organizare a Autorității Electorale Permanente. O lege pe baza căreia s-a funcționat în ultimii 2 ani, s-a funcționat extrem de bine. Adică autoritatea deja este o instituție respectată de partidele politice. Adică partidele politice au luat frică, dacă vreți. Când vine autoritatea electorală în control, nu te joci. Este pe baza unei legi făcută de Mircea Drăghici. Și atunci eu am este fost cel care problemă am care a apărut legată de partenerii din ALDE? Era un post al ALDE? Da, a fost un post al celor de la ALDE. Fostul președinte, fostul ministru al culturii, a spus, domnule, eu nu mai vreau să rămân președinte ALDE pentru că vreau să candidez pentru în alegerile europarlamentare de la sfârșitul lunii mai. Și atunci exista starea asta de incompatibilitate. Pe de altă parte,
Nu po- domnia așa trebuia să retragă cu 30 de zile înainte de a depune candidatura. Nu poți să te retragi atunci dintr-o instituție cum e autoritatea electorală, pentru că autoritatea electorală este instituția care se ocupă și supraveghează alegerile. Și atunci îți trebuie o organizare destul de, de sănătoasă. Și reprezentantul ALDE, Daniel Barbu, s-a retras, spunând că vrea să candideze, și asta e adevărul, vrea să candideze la alegerile europarlamentare, și atunci a venit propunerea către PSD. Domnul Tăriceanu a spus, domnule, las la dispoziția voastră, nu mă interesează postul ăsta. E normal, așa se negociază în coaliții. Și a venit Mircea Drăghici. Este omul, stimate domnule, este omul cel mai potrivit, omul care a făcut legea de funcționar, deci o visează. Și au început deja tot felul de... Eu n-am nimic împotriva, ai o problemă, anchetează. Ai o reclamație, du-o la bun sfârșit, dar nu o face publică, măi, tată. Fă-o, scuzați-mi expresie, tată, fă-o în mod normal, adică fă-ți treaba, dar nu trebuie să o dai public. De ce nu l-ai atacat pe Mircea Drăghici până acum? Ți-ai găsit acum, cum PSD-ul îl pune într-o funcție, îl ataci. Așa cum era și cu doamna Olguța Vasilescu. Când era să o punem la, la Ministerul Dezvoltării, au început atacurile. Bun, să vorbim de cei doi, că asta m-ați întrebat. Răzvan Cuc, ministru în cabinetul Grindeanu, ministru în cabinetul Tudose. El și-a dat demisia, nu a fost demis. Se spunea că a fost demis. Nu. El și-a dat demisia și, dacă vreți, vă spun acum în premieră, pentru că erau niște presiuni asupra domniei sale, i s-a spus să-și dea demisia, pentru că oricum va fi schimbat din motive politice. Adică, domnul Nicolae Bădălăscu, președintele de la Giurgiu, nu se mai înțelegea cu domnul Răzvan Cuc. Se evită a se spune lucrul ăsta, dar nu știu de ce, pentru că ăsta e adevărul. A și ieșit cu o afirmație cât se poate declară domnul Bădălău acum. Da. Dar atunci, la vremea respectivă, i s-a spus, domnule, dă-ți demisia, asta e viața, nu avem ce să facem. Bine, domnul Bădălău, dacă vreți, spera ca să prindă domnia sa Ministerul Transportului. Uite că nu s-a nimerit lucrul ăsta. Răzvan Cuc a făcut treabă în perioada cât a fost ministru. Chiar a făcut treabă. Nimeni nu-i reproșa nimic. Luați presa vremii și o să vedeți că toată lumea s-a întrebat ce aveți cu Răzvan Cuc, inclusiv, atenție, inclusiv presa anti-PSD. Și mă refer aici la niște posturi de televiziune și la puțină presă scrisă, cât a mai rămas acum împotriva noastră, pentru că lumea cam vede că facem lucruri bune și a început să ne aprecieze. Daniel Suciu, spuneți că nu are expertiză. Deci, ministrul Cuc are expertiză. A fost ministru și a făcut treabă. Și se duce tot acolo. Adică nu merge în altă parte. Daniel Suciu, nu cred că e o persoană pe care eu aș putea să o apăr mai mult decât pe Daniel Suciu. Daniel Suciu, lucrul acela, strict comparând cu doamna Lulia Olguța Vasilescu, atât. Comparând și cu Olguța Vasilescu. Daniel Suciu a fost liderul grupului parlamentar, a fost liderul celui mai mare partid din Parlament. A fost ceea ce am fost eu. Eu am condus acest grup un an și jumătate și vreau să vă spun că munca e titanică. E mai greu decât să fii ministru, e mai greu să fii în conducerea, că e mai greu de orice. Pentru că ai un grup extrem de mare, ai un grup extrem de vocal, cum e Partidul Social Democrat, și toți vin la tine cu propuneri legislative sau cu alt fel de probleme. Și tu trebuie să-i asculți pe toți, că sunt ai tăi, pentru că ai nevoie de votul lor. E, pentru asta îți trebuie puțină experiență. Dacă nu ai, ai răbdare și o capeți. Ei, Daniel Suciu a căpătat această experiență. De ce vă spun lucrul ăsta? În Parlament, când intri la mine în birou, intri într-un secretariat. În dreapta e biroul Daniel Suciu, în stânga e biroul meu. Deci noi, fără să vrem, ne întâlnim de 30-40 de ori pe zi. Sau stăm împreună la diferite ședințe, pentru că în momentul în care ai o ședință de un fel, sunt la mine în birou, când ședințe sunt de alt gen, sunt la Daniel Suciu în birou. Nu avem același secretariat, nu pot să întâlnesc. Deci nu pot să spun că nu-l cunosc, dar Daniel Suciu a fost, dacă vreți, colegul meu, în perioada când eram eu lider de grup, el era vicelider și era un vicelider foarte bun. Are expertiză, cunoaște legile. Uitați-vă că marea majoritate a miniștrilor buni din guvernul României sunt cei care vin din zona legislativă, care vin din Parlament. Asta este și motivul pentru care în ședința de marți a Comitetului Executiv s-a stabilit ca propunerile pentru cele două ministere să vină dintre parlamentari. Pentru că foarte mult din activitatea domniilor sale este legată de partea legislativă de Parlament. Deci sunt oameni cu foarte multă experiență. Sunt oameni cu... Dacă vreți, de data asta chiar nu mai poate să spună nimeni că n-ar avea expertiză. Numai cei răuvoitori spun lucrul ăsta. Să ne referim și la afirmațiile făcute vis-a-vis de buget de către purtătorul de cuvânt al președinției României. Pentru că acolo președintele Iohannis a făcut iarăși un atac, spun vocile din presă. Da.
doamna Dobrovolski e purtător de cuvânt, săraca, să vedea cât de jenată este, încerca să explice printr-un limbaj non-verbal tuturor ziariștilor că de fapt ea citește ce e acolo. Uitați-vă la gestul, s-a uitat la cameră și făcea asta e, adică n-am ce să fac, trebuie să citesc. Păi, în momentul în care ai un buget slab, îl critici din toate punctele de vedere și spui, la sănătate nu e mărire față de anul trecut. La sănătate este mărire de vreo 30% față de anul trecut. La învățământ e mărire de buget. La transporturi e mărire de buget. Răuvoitorii spun așa, păi e mărire de buget pentru că au crescut salariile, au crescut costurile și normal sunt mai mulți bani în suma absolută. Nu, bugetul este același și noi când dăm pe diferite ministere, cei care dau de la Ministerul de Finanțe, dau în procente. Deci procentele alea pentru transportul, sănătate, educație au crescut. Este normal să se întâmple lucrul ăsta într-o țară civilizată. Uite că în România se întâmplă lucrul ăsta. Cum poți să spui că bugetul e rău? Da, vedeți că avem o problemă acum. Deocamdată președintele nu s-a pronunțat. E foarte posibil să-l, după, din vocea purtătorului de cuvânt, ne dăm seama că președintele ar vrea să-l întoarcă bugetul. Eu cred că are o problemă, scuzați-mă, popular spus, cât casa. Păi cum să întorci bugetul? Ce faci? Blochezi activitatea guvernamentală? Uitați-vă la Galați. În toate satele și comunele din Galați sunt șantiere. Pe PNDL, pe planul local de dezvoltare, parcă rurală. Parcă așa se numește. Păi ce faci? Blochezi lucrările? Constructorul nu-ți lucrează dacă nu-i dai bani. Fondurile europene, dacă nu atragi fondurile, dacă nu le tragi de acolo în termenul stabilit, nu mai primești bani de la ei. Adică mergem într-un blocaj, chiar vrem să ne batem joc de țara asta? Încă o dată vă spun, întotdeauna când alegi un guvern sau alegi un partid sau o majoritate parlamentară, o lași, domnule, să-și facă treaba. După care, când vin alegeri, îl amendezi. Uitați-vă, primul, dacă vreți, test, sunt alegerile europarlamentare. Vedem acolo cât obține PSD-ul. Mulți ne dau 20, 22, 23%. O să vedeți că vom câștiga alegerile, pentru că eu am fost în teritoriu, am văzut, am fost în piețe, am stat de vorbă cu lumea. Au anumite probleme. Sunt o parte dintre cei care ne-au votat, iar acum stau în expectativă. E masa aia mare de nedeciși. Sunt 54% în Galați de nedeciși. Și vreau să vă spun că ăia sunt tot votanții noștri care spun cam așa, așa reiese din ceea ce facem noi. Oameni buni, vrem să vă votăm pe voi, dar spuneți-ne mai mult despre ceea ce ați făcut, de programul de guvernare, făceți-ne să venim înapoi, iar noi asta facem și o să-i aducem înapoi. Deci o să vedeți rezultatele care le avem. Revenind la buget, dacă într-adevăr bugetul nu se promulgă de către președinte, este o palmă. Uitați-vă că peste câteva săptămâni avem summitul de la întâlnirea capilor Europei la Sibiu. Vine Papa, păi sunt niște cheltuieli, nu te joci cu așa ceva, ce faci, blochezi? Păi s-ar putea să ne trezim cu Iohannis că ia 10%. Și iar nu-i bine pentru țară, pentru că întotdeauna opoziția și puterea trebuie să fie undeva apropiat la procente. Puterea să aibă undeva până la 60%, nu mai mult. Opoziția să fie 40%, să fie puternică. E ca degetul ăla când te oprește, știți? Întotdeauna trebuie să ai o poziție puternică, atât la nivel parlamentar, cât și, eu mă mir că nu au cei din PNL, se făcea întotdeauna un cabinet din umbră când era în opoziție, un shadow cabinet, adică cei care amendau. Nu există așa ceva în opoziție. Toată lumea spune, nu-i bun PSD-ul. Bun, dar de ce nu-i bun? Unde a greșit? Unde a făcut mai rău ca predecesorii lor? Vedeți, sunt niște întrebări la care nu se răspunde. Și aici, într-adevăr, opoziția începe în frunte cu domnul Klaus Iohannis, pentru că nu e președintele României, din păcate e președintele opoziției, începe să aibă probleme din punctul meu de vedere. Și sondajele arată lucrul ăsta, să știți. Ați vorbit despre Europarlament și mi-amintesc de o declarație făcută de europarlamentarul Gălățean Danica referitoare la faptul că România are o președinție mai bună decât Austria și poate fi oricând un exemplu pentru Finlanda. Da. Până înainte să vă răspund la întrebare, vreau să vă spun că România are noroc că l-are pe Danica acolo. Vreau să vă spun că Danica este într-adevăr liderul socialiștilor români din Parlamentul European. De ce spun lucrul ăsta? Arătați-mi mie care e liderul liberalilor români din Parlamentul European. Arătați-mi care e liderul PPE-ului din românilor din Parlamentul European. Nici nu știți, nici dumneavoastră și foarte mulți, nici măcar presa nu știe lucrul ăsta, că n-ai de unde să-l vezi. Danica este extrem, extrem de activ. Multe din informațiile aflu de la domnia sa, vorbim zilnic la telefon, ne trimitem tot felul de mail-uri, văd ce au comunicat, dar foarte multe le văd din presă. Și atenție,
le văd din presa europeană și este un lucru extrem, extrem de important și benefic pentru România. Stau și mă întreb cei care critică activitatea, dacă vreți, reprezentanților României în Parlamentul European sau a României în ansamblu. De ce nu dau și partea ailaltă? Dom'le, arată cele două, arată și calitățile și defectele. Arată și declarațiile pro-guvern și declarațiile anti-guvern. Adică dumneavoastră vă așteptați la obiectivitate din partea celor care critică? Da, așa ar fi normal într-o presă, dacă vreți, independentă și fără interese. Dar știm că interesele la Bruxelles sunt extrem, extrem de puternice. Da, Danica a spus un lucru adevărat. România a pornit în ceea ce se numește președinția Consiliului Uniunii Europene cu dreptul. Deja suntem peste așteptările partenerilor europeni și cei mari circunspecți parteneri, Franța și Germania, care spuneau România nu o să facă treaba acolo plus Austria, recunosc că noi închidem anumite capitole. Suntem în avans față de ceea ce ne-am propus și asta este un lucru extrem, extrem de important. Vă dau un exemplu cât se poate, de simplu, dar foarte elocvent. În luna mai, așa era programat pe agenda Uniunii Europene, ca miniștrii de turism, parcă, deci este o chestie neimportantă, dar foarte elocventă. Miniștrii de turism din toate țările membre ale Uniunii Europene se întâlnească la București, așa cum e normal cu toți miniștrii de resort, în luna mai. Iată că se întâlnesc astăzi, este vineri, se întâlnesc în Parlamentul European, în Parlamentul de la București, se întâlnesc miniștrii. Asta e un lucru extrem, extrem de bun, arată cât de bine și de organizat suntem. Recunoaște și Finlanda, care vine după noi și este foarte atentă la ceea ce se întâmplă, pentru că ce lăsăm noi, molozul care îl lăsăm noi, trebuie să-l preia ei. Și sunt foarte interesanți ca noi să facem curățenie, în așa fel încât când ne vine lor rândul, să nu mai aibă foarte multe capitole de închis. Deci ceea ce spunea Danica este un adevăr și este foarte benefic și laudativ pentru România. Mi-am amintit în timp ce discutați despre faptul că un ministru foarte apreciat în România și un ministru foarte activ în guvernul Dăncilă, domnul Petre Daia, în toate guvernele de fapt, ministrul agriculturii a fost foarte apreciat, a fost extrem de ridiculizat după afirmația privind cormoranii. O afirmație care s-a dovedit a fi de fapt plină de substanță. Pentru că, într-adevăr, în momentul acesta, luciurile de apă, înțeleg că sunt puse în primejdie de activitatea intensă a cormoranilor și că se va opera o modificare a legii care îi protejează pe aceștia. Da, aici e o povestioară. S-a dus ministrul Daia, a stat de vorbă la Bruxelles, a prezidat, de fapt, o întâlnire a ministrilor agriculturii din țările membre ale Uniunii Europene, ale Consiliului Uniunii Europene, și a vorbit despre cormorani. Dați-mi voie să vă spun că... Dom'le, i s-a spus ministrului Daia, nu veni cu probleme de astea, veni cu probleme generaliste, pentru că dacă intri în amănunte, mulți nu cunosc problema asta și vor spune că, nu știu, bați câmpii. Eu sunt inginer piscicol și știu ce înseamnă cormoran și pelican. Dumneavoastră aveți aici un împătimit al pescuitului, pe Gicu Caraman, un coleg de al noastră. Păi invitați într-o emisiune să vă povestească cât pește mănâncă cormoranii și de ce trebuie acești cormorani când sunt bine. Asta nu înseamnă că nu avem grijă de floră, de faună, de zona asta de păsări. Dar când sunt în exces trebuie să iei măsuri. Și atunci, asigur, el vine cu niște măsuri, pentru că în peștele alea bagi muncă, bagi pasiune, bagi, dacă vrei, bani, în ceea ce se numesc furaje, ca să, nu știu, să crești peștele și să-l dai populației să-l, ca produs alimentar. Păi în momentul în care dispare peștele, ce vrei să faci? Atunci trebuie să iei măsuri, nu numai împotriva cormoran, în general împotriva păsărilor care atacă, dacă vreți, până la urmă, biocenoza asta în care se găsește și peștele. Și așadar se va da liber cumva la vânarea acestor cormorani. Nu pot să vă spun exact despre ce e vorba. Eu am auzit despre lupta împotriva cormoranilor, am ciulit urechile pentru că oarecum cunoșteam subiectul, chiar destul de bine cunosc subiectul și sunt unul dintre cei care nu e de acord, chiar laudă activitatea ministrului, pentru că activitatea asta anticormorane, antipăsări care mănâncă pește trebuie făcută la nivel european, nu numai la nivel de țară. Dar noi în România, noi suntem alături de Bulgaria, parcă și de Ungaria, una dintre puținele țări din Europa care în continuare practicăm piscicultura, adică creșterea în sistem intensiv și superintensiv a peștelui de apă dulce, în special a crapului. Și atunci, sigur că problemele sunt preponderent aici, la noi. Și e normal să se ocupe de așa ceva. Iar ceea ce face... Știți că domnul Daia a mai fost o dată criticat cu oaia, parcă, da. Dar întotdeauna rezultatele au fost foarte bune. Uite că în România acum se strânge lână, nu se mai aruncă. Uite că România a devenit acum un exportator de carne, de oaie și așa mai departe.
Dar domnul adică... Daia este apreciat la scenă deschisă de fiecare dată când merge în teritoriu, de fiecare dată când face vizită de lucru. Acolo oamenii se convin că domnul Daia știe ce e agricultură. Da, asta în România. Acum domnul Daia, prin limbajul lui destul de popular, dar foarte elocvent, trebuie să convingă și Europa. Și cred că a început să o convingă. Se speculează, și aici vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cât de mult adevăr există în aceste afirmații, că nu se dorește în cadrul Partidului Social Democrat, mai exact, președintele Dragnea nu dorește un candidat comun cu ALDE la președinția României. Asta este un subiect nu delicat, dar nici controversat, dar foarte, foarte mult dezvoltat, discutat. Dom'le, sigur, noi avem talibanii partidului care spun nu se poate ca un partid atât de puternic cum este Partidul Social Democrat să nu aibă un candidat propriu. Și a existat și de fiecare dată până acum un candidat propriu. Da și nu. Că a existat, e adevărat, că întotdeauna, că nu întotdeauna am avut succesul scontat și asta este adevărat. Uitați-vă că la un moment dat am avut o alianță împotriva firii, USL-ul, PNL-ul și PSD-ul. Bine, cu PC-ul lângă, dar astea două erau partidele importante. Atunci, toate partidele partizane acestui proiect au câștigat mai mulți primari, președinți de consilii județene și parlamentari, cum nu au avut niciodată separat. Deci când vrei să faci un lucru bun pentru România, românul uită că ești de stânga sau de dreapta. Te votează, că are încredere în tine. Așa suntem noi acum cu ALDE. Asta e motivul pentru care avem majoritate în Parlament. Pentru că dacă nu aveam, puteam noi să trâmbițăm că suntem buni și dacă nu dădeam rezultate, nu mai eram acum, eram în opoziție. E, domnul Tăriceanu, care este președintele ALDE și care este colegul nostru de guvernare, stă bine în sondaje. Noi avem câțiva posibili candidați care stau la fel de bine în sondaje. Sondajele diferă de la o lună la alta. Vedeți, pe măsură ce ne apropiem de alegerile europarlamentare și apoi de alegerile parlamentare, vor sta în sondaje acei candidați care vin și se afirmă că pot fi candidați pentru președinția României. Vă spun de acum, cine este cel mai bine cotat în sondaje, ăla va fi, el va fi, persoana respectivă va fi candidatul nostru pentru alegerile prezidențiale. Noi vrem să câștigăm. Partidul Social Democrat are un handicap. N-a prea prins președinția. Am întotdeauna de la domnul Iliescu încoace, au fost alții decât noi. Noi am guvernat, am spus să facem treabă. Pe fotoliul la Jilțul ăla de la Cotroceni n-am avut șansa să avem un reprezentant de al nostru. Nu renunțăm la luptă. Dar dacă domnul Tăriceanu stă mai bine decât ai noștri în sondaje, pe dânsul punem. Dacă Liviu Dragnea stă cel mai bine, pe el îl punem. Dacă altcineva stă cel mai bine în sondaje, cu el vom merge. Interesul nostru este să câștigăm. Iar în acest moment sunt din ce în ce mai puțini detractori, dacă vreți, publici ai Partidului Social Democrat. Au rămas 3 persoane la un moment dat în Piața Victoriei și chiar Mircea Badea știu că a făcut haz pe seama lor la Antena 3. Eu în fiecare duminică la ora 2 și jumătate plec la București. Când toată lumea după ce am mâncat să o odihnește, să urcă în pat, eu plec spre București. Ei, și ajung la București undeva pe la 6. Merg încet, îmi văd ale mele, mi-așez gândurile și pe la 6 și jumătate trec în dreptul pieții. Acum, la 6 și jumătate, este întuneric după mine, 18:30. Întotdeauna sunt acolo 3, 5, 10 persoane, aceeași persoană care vine și le dă câte un ceai acolo. Nu știu, eu am speculat la un moment dat, probabil cineva vrea să facă o statistică, că din 2012 și până acum a fost un protest continuu. Perfect, adică în fiecare seară a fost cineva acolo. Acum, știți, nu mai e de actualitate să întreb cine a dat banii, cine plătește ceaiul, cine le dă mâncare, pentru că toți au de fiecare dată același pachetel, împachetat în același cervețel, în aceeași punguliță. Mi-e greu să cred că există vreo societate comercială care chiar îi sponsorizează pe toată perioada asta. Sunt din ce în ce mai puțin, e dreptul lor să meargă să vocifereze acolo. Vedeți, guvernul nici nu-i mai bagă în seamă, în sensul că nu există autorizație pentru a ajunge acolo. Adică ca să ajungi în piața aia trebuie să traversezi pe undeva, n-ai pe unde să traverseze, în curs circulația. Sunt o grămadă de lucruri, dar ca să arate guvernul că, eu știu, chiar n-are nimic împotriva lor, îi lasă în legea lor acolo. 2-3, câți mai sunt. Un ultim subiect pe ziua de astăzi pentru ediția actuală a emisiunii noastre, cel legat de numirea doamnei Lilia Olguța Vasilescu în postul de secretar al Camerei Deputaților. Ce presupune această numire? Presupune, în primul rând, o recunoaște, încă nu s-a făcut numirea, da, dar așa este, ceea ce se aude pe zvonul se va întâmpla luni, este recunoașterea capacității domniei sale de a lucra în sistem destul de dur,
pe o perioadă lungă de timp, este recunoașterea meritelor domniei sale. Ca să fii secretar în Camera Deputaților nu este foarte ușor, chiar dacă stai acolo cocoțat lângă președinte, pentru că trebuie să fii cam toată săptămâna în cameră și trebuie să iei niște decizii pe moment, adică trebuie să ai puterea asta de discernământ ce e bine și ce nu e bine. E un post pe care îl merită. Dumnezeu a spus că nu vrea să fie europarlamentar. Și, nu știu, cred că am mai făcut câteva afirmații în ultimul Comitet Executiv Național al PSD. Exclus. Vedeți dacă ne luăm după presă? Una la mână. Luța Vasilescu nu a vorbit în Comitetul Executiv. Nimic. Așa scrie în Comitetul presă, Executiv. Nu a vorbit, nu e adevărat. N-avei cum să fii europarlamentar atâta timp cât biroul permanent sau comitetul executiv al Doljului l-a ales ca și candidat din partea zonei respective pe Claudiu Manda. Nu poți vii cu doi din același oraș. E puțin exagerat. Corect. Ce s-a mai discutat în Comitetul Executiv Național? După asta încheiem emisiunea, că deja trebuie încheiat. S-au discutat foarte multe. Partidul e foarte viu. Nu e niciun secret că Marianu Prișan și-a manifestat dezacordul față de numirea lui Răzvan Cucu. Nu pentru că n-ar fi un ministru bun, ci pentru că el a venit ca reprezentant al celor de la Neamț. Și s-a speculat în felul următor. Nu merge să vină tot de la Giurgiu, că-s doi de acolo. Nu, nu este adevărat. Cei de la Giurgiu s-au supărat pe Răzvan Cucu, care, nu știu, un punct de vedere diferit față de celălalt partid. Și o mare greșeală, uitați-vă la Galați. Deci la Galați întotdeauna părerile nu sunt unitare. Dacă ieșim de ședință, ieșim cu aceeași părere, cu același gând care este de bun augur sau folosește partidului. Și atunci, ca să nu fie exclus, a spus, domnule, eu nu vreau să plec din partidul ăsta cum au plecat alții. Nu, eu vreau să rămân în partidul ăsta. Și el era Arseniu, un om foarte inimos, a zis, vină-mă la mine la Neamț, cât iau eu la Neamț, ca și membru, ca să faci parte dintr-o organizație. De asta a candidat din partea județului Neamț, organizației de Neamț. De asta s-a supărat și Marianu Prișan. Acolo, în parte, avea și el dreptate. Au tras pentru tine cei din Giurgiu și acum reprezinți Neamțul. Important este să reprezinți partidul sau să-i reprezinți pe români în guvern. Deci a fost puțină disensiune așa. A fost o discuție între președintele partidului, dacă vreți, și Marianu Prișan, care s-a încheiat, adică fiecare și-a spus punctul de vedere. După care au mai fost niște probleme prin județul Timișoara, a spus dezastru în PSD, se distruge, se dizolvă PSD-ul. Pentru ce? Președintele de la Timișoara a spus, domnule, am o neînțelegere între primarii mei din județ, ce să fac cu ei? Și președintele partidului și comitetul executiv a stabilit, domnule, nu facem alegeri de numirea președintelui atâta timp cât o să ai foarte mulți opozanți. Du-te, încearcă să-i convingi, vezi ce probleme au fiecare dintre primari, pentru că ăsta e adevărul, nu dă bine ca atunci când te alege ca președinte, nu știu, să câștigi cu 51%, pentru că vrei să fii președintele tuturor. Deci sunt chestii de organizare. Problemele de la București, care din păcate persistă, s-au discutat în comitetul executiv și Gabi Mutu, președintele organizației de București, le-a pus pe tapet. Partea rea este că apar tot felul de chestii pe care noi nu le-am știut la organizația de București. Se pare că acele societăți pe care le-a făcut la nivelul Primăriei Generale a Municipiului București, Gabi Firea, societățile comerciale care le dă lucrări cu credințare directă, nu este legal. De fapt, au spus-o și trei din justiție. Sunt niște lucruri care trebuie rezolvate și normal să le discuți în Comitetul Executiv. Nu vedeți, toată lumea vorbește, mâine e Comitetul Executiv al PSD-ului. Dar niciodată nu o să spune că e Comitetul Executiv al PMP-ului, al PNL-ului. Oameni buni, hai să fim serioși, suntem partidul care contează, partidul care face ceva pentru România, partidul care e la guvernare și normal ca lumea să fie cu ochii pe noi. Iar noi suntem cât se poate deschiși și vă povestim ce se întâmplă în interiorul nostru. Continuăm dialogul nostru într-o ediție viitoare a emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Păslaru, iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, viziunea plăcută în continuare. La revedere!